Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Suntem din nou pe platoul de Marmură, în centrul Zalăului. În același loc ne-am aflat la debutul campaniei pentru primul tur, în același loc ne-am aflat la debutul campaniei pentru turul al doilea și ni s-a părut necesar să fim și astăzi, să facem un gest de recunoștință față de sălăjeni care ne-au acordat încrederea lor, ne-au acordat nouă Partidul Național Liberal încrederea lor și domnului președinte Klaus Iohannis pentru un nou mandat. Le mulțumim tuturor sălăjenilor care s-au prezentat la urne, le mulțumim tuturor sălăjenilor care au votat pentru Klaus Iohannis și pentru România Normală și avem convingerea că împreună cu ei, cu sălăjenii, vom reuși ca în 2020 să aducem schimbarea în bine și în județul Sălaj. În primul rând vreau să mulțumesc încă o dată tuturor zălăoanilor care au avut încredere în președintele Klaus Iohannis. De asemenea, vreau să mulțumesc și organizației Zalău pentru implicare. După cum vedeți, și astăzi suntem într-un număr mare aici. În următorii 5 ani vom avea un președinte implicat pentru toți românii, așa cum chiar el a spus-o aseară, atât pentru cei care l-au votat, pentru cei care nu l-au votat, cât și pentru românii care nu au participat la vot. Spun aceste lucruri pentru că sunt convins că, începând cu anul 2020, împreună cu o majoritate parlamentară, vom avea acea Românie normală pe care ne-o dorim cu toții. Ieri am obținut o victorie importantă, o victorie care nu face altceva decât să, de fapt, o victorie care ne obligă să muncim în continuare pentru un Sălaj liberal în 2020, iar pe noi, cei din organizația Zalău, ne motivează să venim pregătiți cu cele mai bune proiecte pentru orașul nostru. Organizăm acest eveniment pentru a mulțumi în numele Partidului Național Liberal, în numele președintelui ales Klaus Iohannis, tuturor românilor pentru efortul de a participa în număr atât de mare, atât în țară cât și în diaspora la vot, pentru simțul civic de care au dat dovadă și considerăm că prin votul românilor România primește o nouă șansă de a deveni o țară normală, o țară așa cum ne-o dorim cu toții. Sperăm că acest rezultat să fie de bun augur pentru partidul nostru în confruntările care vor urma. Este un rezultat care ne responsabilizează atât pe noi cât și pe președinte și sperăm că vom face față, suntem convinși de fapt că vom face față acestei răspunderi pe care ne-au dat-o românii tuturor prin votul lor.